Wunder Design s-a născut ca o continuare a proiectului Wundercraft. Noi în 2014 am lansat Wundercraft, o platformă de sprijin a artizanilor care lucrează cu materiale reciclate. A început ca un magazin online, am dat seama că există și alte tipuri de nevoi, am început să facem și o formă de consiliere pentru artizan, promovare, etc. Și ușor, ușor am văzut că există nevoie pe piață de produse responsabile din materiale reciclate sau reciclabile, dar că există și o nevoie din partea makerilor, o nevoie să învețe mai mult conceptual, să-și dezvolte puțin viziunea, abordarea, să înțeleagă puțin cum funcționează piețele, cum ar putea să ajungă la ele. Așa ne-a venit ideea de a face un proiect dedicat creației responsabile, un curs intensiv în care să luăm un număr pilot de acum a fost cazul a 10 persoane și să-i trecem prin niște concepte la care n-au avut acces până acum. Ei fiind makeri, începând să facă lucruri din pasiune, mergând întâi pe mă duc acasă, îmi place o idee, mă apuc să o fac, dar neavând studii de specialitate în spate, de design, de exemplu. Și atunci s-a născut conceptul ăsta de Wunder Design. Hai să băgăm conceptul în producție. Vedem designul responsabil ca un ciclu integrat de produs. Să ne gândim de la bun început ce resurse consumăm pentru a face acel produs, cât de sustenabil este pe termen lung, este un produs pe care îl aruncăm după una, două, trei utilizări sau putem să facem ceva cu o durată de viață cât mai lungă. Putem să închidem cercul la un dat, exact conceptul de economie circulară de care ușor, ușor a început să discute și în România. Eu vin din mediul universitar, am studiat, am predat timp de 8 ani la Universitatea de Arte. Am fost și ajutor de profesor în Germania o vreme și cumva în mediul universitar ești obișnuit să ai foarte multă teorie, să pornești de la niște principii foarte bine fundamentate în timp, cărți, teorii, profesori, dar foarte puține dintre ele pot fi aplicate ca atare în practică. Și acum m-am simțit foarte bine în postura celui care aduce puține principii teoretice și le pune ca o mânușă peste practica oamenilor care știu deja să facă ceea ce fac foarte bine. Din ce țin minte, mi-a plăcut foarte mult ce face Raluca. Sunt niște case tiny houses sau little houses din ceramică pentru care a gândit acum un ambalaj nou. Și pot să-l iau și în magazin, că de fapt ăsta este unul dintre criteriile mele și e nou. Mai este mâna Adeline, e un produs foarte ciudat așa la prima vedere. Este o mână sculpturală din care pleacă niște crengi și o lumină. Cred că mai are foarte mult de lucrat la ea. Momentan este mai degrabă o operă de artă, dar o văd foarte bine ca o lucrare ce se poate transforma în timp într-un obiect, într-un corp de iluminat. Ok, artistic, dar poate în genul Ingo Maurer. Ingo Maurer e un producător german de corpuri de iluminat. Ceva artistic, dar trebuie neapărat să o ducă și spre producție. Ideea produsului a venit acum 3 ani. Am încercat să dezvolt o ceașcă din zaț, partea aceasta de aici. Când am ajuns eu în stadiul de prototip funcțional, un designer din Germania deja avea o ceașcă din zaț, produs finit, gata de vânzare, scoasă pe piață. Ei, și asta m-a descurajat și am renunțat. Între timp am făcut alte proiecte, iar când am aflat că am fost admis la cursul acesta, am zis că e momentul să folosesc zațul, pentru că mi-a plăcut încă de atunci să-l folosesc ca material. Mi-au plăcut proprietățile lui, cum se lucrează, faptul că salvez planeta, de cele 500 de milioane de tone de zaț, irosite anual. Nu știam exact ce ar trebui să fac. Știam sigur că nu mai vreau o ceașcă, pentru că era deja. Și am decis să merg spre o lampă de iluminat. Ideea mi-a venit când am văzut un tip care schimba espresorul de cafea, golea chestiile de acolo. Și am văzut capsulele acelea de zaț presat și am zis ok, dacă el își menține forma pur și simplu doar prin presare, cred că ar fi bun ca material.
Ok, și am început să experimentez, l-am mixat cu fel de fel de adezivi și atunci am observat că e un material foarte bun. Nu se sparge, este foarte ușor, e solid și am zis ok, ce pot să fac din el? Și după povestea cu ceașca mea, am făcut o listă cu câteva produse pe care aș putea să le fac din zaț de cafea. Corpuri de iluminat, scaune, scrumiere, chestii pentru masă, știu eu, suporți de șervețele, de lumânări. Se utilizează la fel ca orice alt material care se toarnă. Munca multă este la matrițare. După ce am matrița finisată, pur și simplu, el e... are consistența pastei de dinți și se injectează în matriță, lăsat să se usuce, poate fi scos din matriță după 2 ore de la injectare, dar se usucă final în aproximativ o săptămână. În prima săptămână este oarecum gumat, până când liantul acela este absorbit de zațul de cafea.